Atmosferă de sărbătoare în Strehaia. Vineri au debutat manifestările dedicate zilelor orașului, la care a participat un public numeros. Artiștii invitați la eveniment au oferit un spectacol de zile mari. Fuego a coborât în mijlocul mulțimii, cântând alături de cei prezenți. Dacă stau și nu vezi bine, dragostea de unde vine, de loc și vor mă duce, astea veninde mă duce și de noi. Prima seară dedicată zilelor orașului Strehaia a adunat un public numeros, dornic de distracție și voie bună. Interpreți de muzică populară, dar și artiști de muzică ușoară i-au încântat pe cei prezenți. Îmi place, e numai tineret, lume elegantă, chiar îmi place. Foarte frumos, să știți, față de anii trecuți, e ceva nemai ara. Organizarea asta, cine a făcut-o? Ala a fost băiat deștept. E diferit față de anii trecuți. Da, foarte diferit. E ceva frumos. Vrem să ne distrăm cu toată familia și ne pare bine că s-a făcut ziua Strehăiei, că nu s-a făcut de mult timp. Artiștii reveniți pe scena din Strehaia au însuflețit atmosfera și au remarcat schimbările din oraș comparativ cu anii precedenți. Sincer vorbind, Strehaia se vede de la an la an că lucrurile se mișcă bine. S-a schimbat radical din 2016 încoace. Rapide, care se... Felicitări! Este organizat foarte bine. Cum, de fapt, domnul primar știe să organizeze acest eveniment, e ireproșabil. Și parcă de la an la an, ținând cont că acum 4 ani, eu știu, au mai fost anumite lacune, de data aceasta văd că lucrurile merg foarte bine, mai ales că Dumnezeu, iată, a ținut și cu voi anul ăsta. Artistul Fuego a coborât în mijlocul mulțimii, acolo unde a cântat alături de strehăieni. Aflat pentru prima dată în Strehaia, artistul a fost primit cu brațele deschise de către participanți. M-am simțit foarte bine, dovadă că am și coborât între oameni. Sunt oameni foarte simpatici, foarte drăguți, apreciază muzica de calitate și în vremurile astea în care nu prețuim muzica cu melodie și cu text autentic aparte, contează foarte mult când vezi un oraș în care oamenii îți răspund foarte frumos repertoriului tău, atenție, eu cânt muzică ușoară, deci nu sunt un artist comercial. Și m-am bucurat să văd o piață plină de oameni care au cântat cu mine. M-am bucurat să văd un public extraordinar de primitor și de generos. Și pentru asta eu le mulțumesc prin intermediul postului dumneavoastră de televiziune. Evenimentele dedicate zilelor orașului Strehaia nu au presupus o cheltuială din bugetul local al unității administrativ-teritoriale. Administrația locală din Strehaia a încheiat un contract cu un organizator de evenimente care încasează chiria pentru ocuparea domeniului public de la comercianți și care suportă cheltuielile legate de plata artiștilor și a spectacolului propriu zis, în schimbul punerii la dispoziție acestuia cu titlu gratuit din partea autorităților locale a domeniului public a asigurării utilităților pe perioada derulării evenimentelor festive. O perioadă lungă în care nu s-au mai putut organiza evenimente în orașul nostru, iată că reușim să organizăm o festivitate în care cetățenii să poată să se distreze. Am organizat un spectacol, am încercat să fie un spectacol care să adreseze tuturor gusturilor, tuturor vârstelor, astfel încât toți participanții să aibă câteva zile în care să se bucure. Așa cum Consiliul Județean Mehedinți a fost în ultimii ani în permanență alături de locuitorii orașului Strehaia, suntem și în această seară alături de comunitate. Sprijinim organizarea acestui eveniment prin intermediul Centrului Cultural Nichita Stănescu, care participă cu ansamblul profesionist Danubius în prima seară a acestui frumos eveniment organizat la Strehaia. A fost doar prima seară de distracție, pentru că ziua de sâmbătă a adus alți artiști celebri pe scenă. Trupa 3 Sud-Est și Nicoleta Nucă. Duminică, în ultima zi, au cântat pentru publicul din Strehaia Lino Golden și Lidia Buble.